Da, o victorie frumoasă, o victorie meritată, dar simt că putem să luăm cele 5 puncte. Dacă mai erau 5 minute, cred că marcam și al 4-lea set. Nu, au 680 de minute. Nu, cred, v-am zis, puteam mai mult. Nu, de ce previzibil? Pentru că niciun meci nu seamănă unul cu altul, ei au schimbat echipa, noi am schimbat la fel echipa, se schimbă, echipele se schimbă de la an la an, obiectivele la fel. În prima repriză ei au încercat să vă domine, însă în repriza a doua le-ați închis toate spatele, Da, acest meci se pare că a fost total opus celui de săptămâna trecută, unde am început meciul foarte bine, după aceea i-am lăsat pe cei de la Newcastle să vină peste noi. În schimb, acest meci ne-am tatunat puțin la început și după aceea am ghicit punctele lor slabe și le-am fructificat toate ocaziile care le-am avut. Finalitatea multe dintre ele, dar a fost tentat. Da, puteam, v-am zis, dacă marcam din toate șansele care le-am avut, era scorul arăta altfel, dar este bine, am luat cele 4 puncte, obiectivul ne l-am deplinit, așteptăm meciul cu Brive. Mulțumim mult! Merge, băieți? Da. Felicitări, ai avut o zi foarte, foarte bună. Mulțumesc. Nu cred că numai eu am avut o zi foarte bună. Toată echipa, după cum s-a văzut pe tabela de marcaj, ne-am dorit foarte mult. Cu toate că în prima repriză n-am respectat planul tactic și a fost destul de greu, dar a doua repriză am primit niște sfaturi foarte bune de la antrenor și s-a văzut. Am jucat mult mai bine, mai puține greșeli și asta s-a văzut pe tabela de marcaj. Da, am rămas cu un gust amar, am pierdut cu 1-0, vreau să ne luăm revanșa față de suporteri care au venit și ne-au susținut și sperăm că nu i-am dezamăgit. Acum avem în decembrie cu Brive, mai e până atunci. Terică zicea că dacă mai aveți 5 minute, mai înspre. Da, și noi ne-am dorit să marcăm punctul bonus, după cum ați văzut, o lovită de pe asta în fața Bluțului, ne-am dat în margine și a ieșit eseu. Dar dacă nu s-a putut, e bună și victorie. Da. Așa este rugby, un sport dur. O să-și revină până în noiembrie, când o să fiu avocat pentru echipa națională. Ghetele cu numele tău pe ele te-au ajutat mult? Da, mereu mă ajută. Am toate pregătirile sunt personalizate și mă ajută foarte mult. Dar mă și antrenez foarte mult ca să aduc puncte pentru Lup și pentru România. Mai e ceva de reparat, că în repriza a doua ați avut niște faze spectaculoase, din păcate fără... Da, bineînțeles, ne-am strâns decât de două săptămâni, a fost un campionat foarte lung și asta s-a văzut, suntem și obosiți, acum avem două săptămâni de repaus și sperăm să ne revenim pentru jucătorii care o să fie convocați în noiembrie, să venim proaspeți și să nu dezamăgim lumea care o să vină la stadion, sperăm să fie mai multă lume pentru meciurile test din noiembrie.